Când holda tăiată de seceri fugata, bunicul și tata lăsară o chită de spice în picioare, legând-o cu cernicul fir de cicoare, iar spicele în soare sclipeau mătăsos să închipuie barba lui Domnul Hristos. Când pâinea în cuptor se mâna cu arama, bunica și mama, scoțând-o sfielnic cu semnele crucii, purtau parcă moaște cinstite și lucii, că pâinea, dând abur cu dulce miros parcă e fața lui Domnul Hristos. Din coarda de viță ce înfășură crama, bunica și mama mi-au rupt un ciorchine, spunându-mi povestea. Copile, grăiră, broboanele acestea sunt lacrimi de mamă vărsate prin os la caznele Domnului nostru Hristos. Apoi, când cu lesul de struguri fugata, bunicul și tata, în joc de călcăie zdrobin nestemate, ce lasă ca rana și roaie înspumate, Copile, grăiră, e must sângeros din inima Domnului nostru Hristos. Potgorii bogate și lanuri mănoase, pământul acesta, Iisuse Hristoase, e raiul în care ne-a vrut Dumnezeu. Privește-te în vie și vezi-te în grâne și sânger în struguri și frânge-te în pâine, tu viață de apururi a neamului meu."